ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Astăzi vă aducem în atenție un subiect fierbinte al acestor zile. Este vorba despre scandalul care s-a iscat între PSD și PNL în urma discuțiilor cu privire la comasarea alegerilor europarlamentare și locale. Între timp au mai apărut în discuție și alte subiecte, potrivit cărora, iată, ar urma să existe și liste comune pentru cele două mari partide din țară. Dacă va fi sau nu așa, încă mai avem câteva zile de așteptat să urmărim și noi acest subiect, bineînțeles. Sunt convinsă că e multă forfotă, inclusiv în județul Hunedoara, din acest punct de vedere acum, și vedem că sunt deja unii primari liberali care au ales să părăsească barca PNL și să urce în corabia PSD, să spunem așa. Sunt multe mutări acum, dar vom vedea în perioada următoare care va fi și finalitatea acestora. Vom discuta astăzi și despre pensii, pentru că am astăzi alături de mine un specialist în acest domeniu și alături de noi astăzi în platou este domnul Ilie Toma, deputat din partea Partidului Social Democrat și un fin cunoscător al acestui sistem național de pensii. Bună ziua, bine ați revenit, domnule Toma! Bine v-am regăsit, mulțumesc ca de obicei pentru invitație, salut bună doamnelor, bună ziua domnilor, salut cu deosebit respect toți cetățenii județului Hunedoara. Este mare scandal, să spunem, în această perioadă, în cele două tabere care se voiau a fi de fapt o singură tabără, dacă ne raportăm la faptul că, iată, am avut această și avem în continuare această coaliție de guvernare, da, PSD-PNL, lucrurile păreau cumva a fi așezate la un moment dat, însă cuțitele tot au continuat să fie ascuțite între cele două partide de la nivel, și la nivel național, dar și aici local, în județul Hunedoara. Sunt multe necunoscute din acest punct de vedere, cel puțin pentru cei care nu au de-a face cu politica și doar stau așa confortabil și urmăresc toate aceste scandaluri care, iată, sunt în prezent. Care este pulsul la București, domnule deputat, din acest punct de vedere? Aș începe prin a vă spune că eu spun că nu este scandal. Este doar o lipsă a neîncheierii, să spunem așa, negocierii politice, pentru că la o negociere politică fiecare vine și își expune doleanțele pe masă, fiecare spune ce cere, întotdeauna se ajunge la un compromis politic, ca să folosim acest termen, dar un compromis politic întotdeauna trebuie să fie bine închegat, trebuie să fie fiabil pentru țară, trebuie să fie predictibil pentru perioada în care guvernează cele două partide și în același timp să asigure un bun mers al vieții cetățenilor în țara respectivă. Repet, nu am știință despre vreun scandal. Este evident că în presă și în mass media, și nu vă ascund nimic, vă spun cu toată sinceritatea, au fost episoade în care, într-adevăr, și e normal să fie așa, mass media încearcă să prezinte senzaționalul, însă la București probabil că nu este chiar așa de dur, termenii nu sunt chiar atât de dur folosiți cum ați început și dumneavoastră. Eu vă respect tot ceea ce a spus, că vă respect în primul rând profesionalismul, însă nu ne-am ascuțit săbile, nici noi, nici liberalii, fiecare avem un trecut istoric în spate. Acum despre noi, și ca și social-democrați și ca liberali, populația știe fiecare ce am făcut, de ce am intrat la guvernare, cu rezultatele care le-am obținut de-a lungul timpului. Și spun încă o dată și chiar cu riscul să mă repet, populația nu mai poate fi prostită ca și în anii imediat după Revoluție. Populația știe despre ce este vorba, populația încearcă să voteze pe cel care, să zicem așa,
răul cel mai puțin, dar răul necesar, care îi aduce o creștere a nivelului de trai zi de zi. Este PSD care... răul necesar, să înțeleg. Din nou îmi ridicați mingea la filou. Acum hai să vorbim concret și în termeni clari. PSD-ul nu a fost interesat niciodată de o comasare a alegerilor. PSD-ul a intrat într-o coaliție de guvernare, în primul rând pentru o... a opri și a stopa declinul economic al României, ca și era atunci, de a opri și a stopa toate crizele economice, financiare, războiul, ferească-ne Dumnezeu de la granițele României și alte rele, și deci, în primul rând, nu și-a pus propriul interes și propriile interese ale membrilor săi înaintea interesului propriului popor pe care îl guvernează. Și asta se vede din rezultate, se vede din mărirea pensiilor, din mărirea salariilor, din creșterea economică, din scăderea inflației, din stoparea prețurilor la energie și la combustibil și la alimentele de bază. Păi nu neapărat, că există un program clar de guvernare cu care noi am intrat în iunie 2023, când Marcel Ciolacu a devenit premier și a preluat guvernarea României în postură de primul ministru al României, cel care are un program clar de guvernare și care vine și le expune și a fost votat în Parlamentul României. S-a dovedit a fi un program bun, s-a dovedit a fi un program pentru români, s-a dovedit a fi un program pentru toți cei care, să spunem așa, sunt mai oameni mai simpli, oameni mai lipsiți de șansă de viață în România. Și atunci rezultatele se văd. Rezultatele se văd în creșterea salariilor, rezultatele se văd în creșterea pensiilor, așa cum a spus noastră, da, dar deja tot ceea ce s-a întâmplat, bine, evident, se poate întotdeauna și mai bine. Nu spune nimeni că avem un program perfect, dar este un program perfectibil, este un program predictibil și este un program pe termen lung care să asigure o continuitate și o creștere economică în viața României și în viața de zi cu zi a cetățenilor. Și atunci, avem cu ce să ne prezentăm în fața cetățenilor, avem ce să le spunem și e foarte clar și concret, pentru că și cetățenii au idee despre ceea ce se întâmplă în viața politică și în viața economică României. Repet încă o dată, Partidul Social Democrat nu a pus comasarea alegerilor sau diverse tipuri de manevre politice înainte de programele pentru binele românilor, înainte de programele care cresc și aduc o bunăstare mai multă celor care trăiesc în România, celor care zi de zi lucrează și lucrează corect și lucrează legal. Asta este foarte important, trebuie transmisă fiecărui cetățean, pentru că fiecare trebuie să știe ce se întâmplă, care sunt programele fiecărui partid și atunci dacă la un moment dat se amestecă ideile politice și alții, acum, da, în cazul nostru poate că este PNL-ul un pic care forțează, să zicem așa, comasarea alegerilor și atunci fiind în coaliție de guvernare. De ce credeți că forțează această comasare? Păi de ce? Luați doar statisticile, sondajele de opinie făcute care, na, dau dublu câștigător Partidul Social Democrat în procente față de Partidul Național Liberal. La nivel de județ, unde doar nici nu mai discutăm, deci conducem detașat. Dar noi vorbim la nivel național, pentru că suntem reprezentanții acestei zone, regiuni, județ, dar suntem și reprezentanții României și atunci trebuie să mergem în concordanță cu ceea ce se întâmplă în țară, să se întâmple bine și în județul Hunedoara, să se întâmple bine și pentru cetățenii pe care îi reprezentăm. Pentru că, hai să fim sinceri, că tot discutăm despre alegeri, niciunul dintre noi, dacă am candidat independent, dar nici unul, și vă spun cu toată responsabilitatea, și nu am fi puși pe listele unui partid mai vizibil sau mai puțin vizibil, nu am fi putut câștiga un loc de demnitar în Parlamentul României, nici unul, indiferent care am fi acela dintre noi, pentru că și istoria în decursul timpului, ați văzut oameni grei care s-au răzvrătit politic, să spunem așa, prefer să le dau numele, dar independenți sau cu partide create așa peste noapte, chiar în 6 luni, într-un an, n-au reușit să facă niciun fel de performanță, n-au reușit să intre în structurile unităților administrativ-teritoriale, n-au reușit să intre nici chiar în Parlamentul României. Vreți să spuneți că PNL se agață cumva de notorietatea pe care partidul pe acum care prefer să am o abordare mai lentă, mai lină, că știți că întotdeauna a spus că eu vorbesc mai apăsat, vreau să vorbesc cât mai realist, vreau să vorbesc cât mai pe înțelesul tuturor cetățenilor. Tocmai de aceea trebuie să înțeleagă ca să oarecum se agață, este evident, de performanțele Partidului Social Democrat, pentru că și-au dat seama și în 2021, când
au rupt guvernarea cu USR-ul, că duceau România în cap, că nu aveau un program clar de guvernare. Repet, încă o dată, Partidul Social Democrat a intrat la guvernare, în primul rând, pentru a încerca să salveze ce se mai putea salva la vremea respectivă în România. Și am salvat lucruri destul de multe, pentru că pot să vin cu date concrete și o să vin și o să vi le spun. Economia României era într-o continuă degringoladă. Scădea, inflația creștea galopant, împrumuturile externe creșteau, se dublau de la o lună la alta, ceea ce nu era deloc bine pentru viața economică și politică României. Și actuala guvernare a făcut împrumuturi. Mult mai mici și, în primul rând, a reușit să le scadă, a reușit să scadă la un prag sub 47% din PIB, înainte erau 50%. Ceea ce denotă totuși o performanță. Partidul Social Democrat, apropo, dacă e să discutăm la concret, dacă nu intram la guvernare, acum aveam poate 60%, 70% la nivel național, ca să fim sinceri, doar să stăm să ne uităm. Dar cred că ne-am asumat totuși o misiune grea, însă ne-am asumat o misiune care, zicem noi, salvează mult din viața românilor, care ar fi putut să fie mult mai rea, haideți să fim sinceri. Și atunci am preferat să nu avem 70%, să avem procentul care îl avem astăzi, 35% până către 40% la nivel național, dar să încercăm să salvăm, pentru că un partid politic, în primul rând, trebuie să se gândească la bunul mers al țării, la bunul mers al poporului pe care îl guvernează și la tot ceea ce implică politici economice și sociale pentru cetățenii pe care îi reprezint. Aici ați găsit elemente comune cu cei de la Partidul Național Liberal? Am găsit și elemente comune, pentru că cetățeni. Ne-au ascultat la vremea respectivă și au aderat la programul nostru de guvernare, au luat tot ceea ce a fost bun, măcar și-au recunoscut greșelile făcute în 2020, 2019, la sfârșit 2021 și au înțeles că e mult mai bine pentru poporul român a guverna într-o coaliție, o coaliție solidă între două partide istorice, de altfel să știți încă o dată că există oameni buni și de o parte și de cealaltă. Acum depinde care este proporția de oameni buni și oameni mai puțin buni. Când mă refer la oameni buni, eu vă spun încă o dată, da, dar oameni care să se gândească la interesele celor pe care îi reprezintă în primul rând și nu la interesele proprii. Foarte multe guvernări de dreapta nu știu care a fost cauzele, astea le spunem pe șleau, au acceptat oameni care în primul rând s-au gândit la buzunarele lor și nu la buzunarele românilor, la interesele lor și nu la... Avem exemple și de o parte și de alta. Și de cealaltă, dar eu vorbeam exact de program de guvernare concret, nu vorbeam de lichele care nu sunt la cel mai înalt nivel și care își fac treaba în umbră, vorbeam de oameni serioși care doresc să facă politică, vorbeam de oameni serioși care efectiv trăiesc din serviciul pe care îl au. Eu nu spun că este ilegal să nu faci și alte activități economice pe lângă ceea ce îți permite legea, evident. Dar întotdeauna când îți omori timpul și cu altceva, cu siguranță nu mai ai timpul la necesar pentru serviciul la care ai dorit să-l faci, pentru țară, pentru tine, pentru familie, pentru cetățenii pe care îi reprezinți. N-are nicio importanță la urma urmei de ce ai vrut să fii acolo, dar din moment ce ai ajuns acolo și un grup de oameni, mai mare sau mai mic, și-au pus speranțele și au pus toate lucrurile bune pe care ei l-au sperat că le pot obține prin tine trimitind de acolo, tu trebuie să încerci și să-i reprezinți cu cea mai mare demnitate, să spun așa. Luni, când au avut loc negocierile între PSD și PNL, rezultatele nu au fost unele concrete, să spunem. Mâine urmează să aibă loc o altă întâlnire între reprezentanții celor două partide, pentru ca până marțea viitoare să existe cu aproximație, până marți, nu parcă nici nu știm exact săptămâna data, dar săptămâna viitoare este săptămâna decisivă, finală, să spunem așa, pentru a se încheia negocierile în coaliție. Da, au avut loc mai multe runde de negocieri, de vreo 3 săptămâni, cam în fiecare săptămână membrii marcanți, membrii care reprezintă la negocierile în coaliție cele două partide s-au întâlnit, au căzut de acord pe unele lucruri, nu au căzut de acord pe alte înțelegeri, adică Partidul Social Democrat, repet, Partidul Social Democrat n-a pus niciodată înainte
să zicem așa, comasarea alegerilor față de programele de guvernare. Nu, întâi discutăm despre programele de guvernare care trebuie să fie bune pentru români, pentru că, virgulă, cu siguranță, acele programe de guvernare bune și resimțirea lor în viața de zi cu zi a românilor îți pot aduce și voturi. Deci nu este necesară o comasare a alegerilor ca să nu se exclude comasarea alegerilor, repet încă o dată, pentru că dacă s-ar putea să se facă, știu, niște economii, să se facă aceste economii, dacă s-ar putea să strigi din timpul românilor cât mai puțin să faci acest lucru, se știe că întotdeauna alegerile europarlamentare aduc la vot mai mult interes, probabil că și cei din diasporă își roagă rudele de acasă, părinți, bunici, etc., frați, verișori, să meargă la vot, să voteze pentru un viitor al Europei mai bun, că haideți încă o dată să fim sinceri, vrând nevrând, facem parte din Europa. Da, într-adevăr, eu sunt român și înainte de toate este România. Dar sunt și european, pentru că m-am născut în continentul Europa și înainte de toate continentele este Europa. Da, ținem cu Europa, ținem cu România, dar să vedem cum se pot face niște programe cât mai bune și pentru România și pentru Europa, dar în primul rând să fie mult mai băgat în seamă România. Și atunci cei din diasporă, e normal că încearcă să-și convingă rudele de acasă, să meargă la vot, în speranța că și în Europa vor avea prin umila noastră, umila lor contribuție a fiecăruia prin votul nostru, și în Europa vor avea niște programe de guvernare mai bune care să le aducă un nivel de trai și mai bun. Pentru că, vedeți dumneavoastră, așa cum și România, în felul ei, mai necăjit așa cum este, dar este foarte invidiată lume în decursul istoriei, oricând vedem date concrete. Și prezentul mai este. Și Europa este invidiată în lume și am eu impresia că nu este chiar atât de iubită, indiferent de pe ce continent vin dorințele de și felicitările că vai Europa ce tare ești, nu e chiar așa. Fiecare țară, fiecare continent, în primul rând, își pune propriile interese înaintea intereselor altui continent. Și atunci, prin tot ceea ce poate să facă, va face în așa fel încât continentul respectiv, țara respectivă, să fie înaintea celorlalte. Ei, același lucru trebuie să facem și noi. Având în vedere că se știe de notorietate, lumea merge în proporție mult mai mare la vot pentru europarlamentare și atunci ar fi fost normal, zic eu, singurul argument pe care îl văd foarte concret și foarte serios, ca și cei care sunt aleși în fruntea OAT-urilor, fie județene, municipale, orășenești, comunale, să aibă un grad de reprezentativitate mult mai mare, pentru că, vedeți dumneavoastră, unii sunt aleși cu voturi mai multe, alții cu mai puține, dar dacă toată lumea este alesă cu un procent mult mai mare, atunci și legitimitatea lor în fruntea acelei comunități le permite să ia niște hotărâri mult mai concrete și mult mai bune, pentru că sunt și oamenii performanți care doresc, vreți să dăm exemple, am dat suficient în toate emisiunile, care doresc binele comunităților și fac performanță acolo unde sunt și eu îi felicit, indiferent de la ce partid politic sunt. N-are nicio importanță, atât timp cât ești un bun administrator al unui oraș, ales ca și primar, ales ca și președinte de Consiliul Județean și duci județul ăla pe performanțe economice și pe o creștere calității vieții oamenilor din județul tău respectiv, eu te felicit. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, declara că știe care este planul real al liberalilor, adică acela de a ieși de la guvernare, și tot domnul Ciolacu spunea, citez, îmi depun mandatul dacă PNL iese de la guvernare. Cel mai bine ar fi fost să nu facem această coaliție. Deci atât. Cred că ați auzit toată declarația domnului premier Marcel Ciolacu din presă, probabil. Da, ați auzit-o pe declarație. Video. Eu, din ceea ce am urmărit, am văzut și eu pe canalele mass media, pe televiziune în principal, și pe YouTube m-am uitat puțin, da, am văzut pe și eu canalele, bine, o declarație destul de serioasă, prin care spune clar, când am intrat la guvernare, am intrat într-o coaliție, am intrat pentru binele românilor, cel puțin declarativ, așa au făcut cele două partide politice, și atunci e normal să duci mai departe această politică. Dacă unul din cele două partide politice, în speță acum este Partidul Național Liberal, și dorește să iasă de la guvernare și nu vrea să ducă programul de guvernare, așa cum am stabilit, până în decembrie 2024, când vor fi din nou alegeri generale și
în urma alegerilor generale se va alege o nouă majoritate în Parlamentul României care, evident, va numi un alt guvern, un nou guvern, ei, atunci consideră dânsul, repet încă o dată, nu am ajuns să stăm de vorbă cu dânsul, că noi mai facem destule ședințe la care participă premierul Marcel Ciolacu, prin ședințele parlamentare, prin ședințe politice de grup PSD, prin ședințe strict politice și ne transmite tot felul de informații. Săptămâna aceasta dânsul a fost plecat în Italia, ați văzut și dumneavoastră, probabil că de acolo s-au și făcut declarațiile politice respective, dar ca și dumneavoastră am văzut că în cazul în care se va întâmpla acest lucru, va depune demisia sa pe masa președintelui Klaus Iohannis, pentru că și președintele României a fost un garant la vremea respectivă al înțelegerii politice, a fost un garant al promovării programului de guvernare care, repet, încearcă și pe unele locuri reușește chiar cu succes să aducă programe bune pentru România, să aducă creștere economice, să aducă creșterea investițiilor, care se și văd și în autostrăzi și în multe alte lucruri și în diverse OAT-uri prin programe, prin Angel Salini, prin acele programe europene, etc. Se creează șosele, infrastructură, canalizare, apă, se repară, se renovează. Doar așa, într-un ritm mai încet. Dar totuși se fac. Nu putem să spunem că încet. Uitați-vă numai la creșterea economică a României în ultimii 10 ani și veți vedea că banii europeni totuși au fost buni pentru România. România este pe o cale bună fiind în Uniunea Europeană. Repet încă o dată, doar că trebuie să-și negocieze și cu mai multă strictețe programele, că atunci va avea și mai mult succes. Pentru asta avem europarlamentarii, nu, din România. Exact, exact, dar și europarlamentarii ăștia din România, eu zic în primul rând, le recomand și celor care vor fi, că ăștia de acum deja și-au încheiat mandatul și îi cunoaștem, cu bune și mai puțin bune, colegii mei chiar am avut șanse, cei care reprezintă Partidul Social Democrat și România în Parlamentul Europei, ne-au ascultat pe toți fiecare și le-am transmis, dar pentru cei viitori, în primul rând, repet, nu se duc în Parlamentul Europei ca să-și vadă propriile interese, se duc în Parlamentul Europei ca să promoveze România, ei sunt reprezentanții României, trebuie să facă tot ce este mai bun pentru România, indiferent, printr-o poziție mai mică, printr-o poziție mai mare, lăsați-vă propriile interese acasă și încercați maximul prin puterea dumneavoastră, prin probitatea dumneavoastră profesională și morală să aduceți lucruri din Europa cât mai bune pentru România. Cam asta este... Nu ați simțit acest lucru în se putea ultime? Mult mai mult. Se putea mult mai mult. Eu mi-amintesc doar un singur lucru. Noi am votat ca și tot la începutul mandatului. Mi-amintesc niște europarlamentari, repet încă o dată, dacă vreți le dau numele, erau de la PMP, care veneau și trăgeau noi pensii speciale. Ok, ne-am votat eliminarea pensiilor speciale și am întrebat, acum voi în Parlamentul Europei, care au o pensie specială de 5-6 ori, pentru acolo toate țările au pensii speciale mai mare decât noi, voi când vă votați eliminarea pensiilor speciale? Stai puțin, zice, că acolo e altă treabă. Serios? Pe bune, deci în Parlamentul Europei este altă treabă, în Parlamentul României este altă treabă. Păi nu suntem cu toții în Uniunea Europeană. Ori suntem toți de un fel, ori la toată lumea ne excludem așa zisele avantaje suplimentare. Hai să o facem din start. Nu, nici nu vreau să aud acel lucru. Asta este. Asemenea, oameni și-au trimis partidele respective, reprezentanții în Parlamentul Europei. Eu zic că n-ar mai trebui să fie trimiși oameni de genul ăla, să fie trimiși oameni care nu doresc să se îmbogățească de pe o zi pe alta, care doresc, evident, fiecare dorim să trăim decent, haideți să fim serioși, indiferent la ce nivel suntem noi. Inclusiv acei români care au toată lumea dorește să trăiască decent. Pentru asta sunt și politicile Partidului Social Democrat, în primul rând pentru cei de la baza piramidei, care sunt cu venituri medii și mici și foarte mici. În principal, programele de guvernare sunt pentru oamenii care trebuie să ajutați, pentru oamenii care în fiecare zi au nevoie să le fie întins o mână. Nu neapărat că din vina dânșilor sunt așa cum sunt. Din diverse alte situații pe care le putem descrie aici în două zile dacă stăm la rând, dar din păcate există și astfel de cetățeni și în primul rând trebuie să te uiți la cetățenii care sunt simpli și nu au avut atât de mult succes în voia sorții, în viață, față de alții. Cu toții ne-am născut și, repet, dacă suntem cu dar de la Dumnezeu, cu viață,
și unii ne considerăm mai buni decât alții și unii conducem pe alții, cei care suntem în fruntea celorlalți, în primul rând trebuie să ne gândim că dacă ne-am născut, așa ne-a dat Dumnezeu, ne-a dat o viață pe pământul ăsta pe care trebuie să o ducem, să ne purtăm crucea, cum se spune, trebuie fiecare să aibă, știți cum spunea bunica mea la țară, un blid de mâncare și un acoperiș deasupra capului care să-l protejeze de ploaie, de intemperii ale naturii, de frig și să fie protejat în același timp și de durerile. Unii mai sunt și bolnavi pe deasupra, asta e marea problemă a vieții. Iar viața deci, unui în primul rând, bolnav în România este destul de scumpă, din păcate. Este scumpă și este și destul de grea. Dar și din punctul ăsta de vedere, Partidul Social Democrat a avut o politică bună pentru medici, a avut o politică care le-a acordat salarii destul de bunicele și de bune în ultimii 3-4 ani. I-au întors acasă din diasporă și pe cadrele medicale. Pe bolnavi, mai este ceva ce vreau să spun. Poate 1500 de venit, 1500 de lei sau 2000 de lei. Sunt programe medicale care asigură gratuități în foarte multe boli. Haideți să fim sinceri. Urmăriți, eu am urmărit de aia, vă spun, sistemul de asigurare din Germania și o să vedeți că este mult mai complicat pentru omul simplu decât pentru omul din România sau din Austria sau din Belgia. Oamenii vor spune că nici veniturile celor din Germania. Foarte corect spuneți dumneavoastră. Foarte corect spuneți dumneavoastră. Dar, de exemplu, pentru a face un CT-ul, un computer tomograf sau un RMN-ul cu un aparat din ăsta cu rezonanță magnetică care să-ți descrie în amănunt toate problemele, în Germania se așteaptă și 2 luni de zile și 3 luni de zile până te programează și am vorbit concret cu români din diasporă. De asta vă spun lucrul ăsta, deci sunt afirmații care sunt bazate pe informații concrete de dincolo, unde noi vrem să copiem, da, dar haide să copiem ce este mai bun. Eu nu spun încă o dată că, virgulă, sistemul de sănătate din România este perfect, mai are multe de învățat. Dar și sistemul ăsta de sănătate este format din oameni, oamenii care sunt medici și cadre medicale, ca și partidele politice, tot din oameni sunt formate. Ei, și acolo sunt oameni cu o plecare mai mare sau mai puțină față de omul de rând. Eu zic că dacă ai o plecare față de omul de rând și explici, uite cum stă treaba, unele treburile poți face legale, altele poate că nu le poți, dar explici ce trebuie să facă ca să poată să aibă și acel om acces la procedurile sau medicale sau tratamentul pentru care nu are acces în ziua de astăzi și mâine poate se poate rezolva prin diverse asociații medicale, prin schimbarea legislației, prin acordarea unor facilități prin diverse programe medicale. Dacă îi explici și spui, cu siguranță și omul respectiv te va aprecia mult mai mult, va înțelege de ce are sau ce poate să facă sau ce nu poate să facă. Și însuși dialogul, eu le recomand tuturor celor care lucrează în sistemul public, că sunt ei medici, că sunt profesori, că sunt lucrători ai casei de pensii, că sunt lucrători ai oricărei deconcentrate și descentralizate la nivel județean, că sunt angajați ai OAT-urilor, indiferent municipii, orașe, comune, chiar și Consiliul Județene, acei angajați care încă mai au un aer așa euforic față de semenilor să se gândească că într-o zi și dânsii vor ajunge la o altă instituție unde vor fi tratați la fel cum au tratat dânsii, mai bine sau mai rău, semenii lor. Și atunci, de ce să nu-ți faci o viață mai dulce? De ce să nu încerci să fii alături de semenul tău? Chiar cu un zâmbet, uneori poți aduce o bucurie în viața unui om, că necazurile sunt diverse și mai sunt și necazuri nespuse care sunt viața fiecăruia, indiferent la ce nivel ești, la ce nivel de viață, poți să fii bogat, poți să fii sărac, poți să fii împărat, poți să fii cel mai de jos în scara socială, n-are importanță, necazuri avem cu toții. Și atunci când un om te tratează cu un zâmbet și încearcă printr-o simplă, nu știu, vorbă să spună de ce poți sau de ce nu poți și uite cum s-ar putea rezolva problema aia, îți aduce în suflet așa
o simplă speranță care înseamnă foarte mult. Aș văzut depinde foarte mult tot la fel, de în primul rând depinde de oameni, de să fim serioși. Oameni care se află la conducerea acelor instituții, pentru că și Petronela ei Tămaș, au această posibilitate de a mai regla puțin investiții, lucrurile. Că vorbeam despre sistemul medical din România, investiții și banii au fost băgați foarte mult. Depinde cum au fost direcționați acești bani, care sunt direcționați tot de către oameni și în fruntea spitalelor și a sistemului medical există alți oameni care gestionează sub o formă sau alta fondurile respective. Dar în primul rând, dar există și corpuri de control banii, care pot verifica, evident, este datoria dânșilor, nu se pune problema bani. Și organe care cercetează în amănunt toate problemele astea, organe judiciare. Însă, repet încă o dată, multe din problemele respective și bănuiesc că îmi dați dreptate, pot fi schimbate prin schimbarea mentalității oamenilor care lucrează cu oamenii la rândul lor. Cred că de aici trebuie să plece în primul rând. Cred că de aici trebuie și în orice instituție publică, indiferent că este ea de învățământ, că este poliția română, vedeți dumneavoastră, dacă și pe stradă polițistul stă de vorbă cu cetățeanul de rând și ascultă problemele și încearcă să le rezolve, neîncercând să aplice o măsură coercitivă pe loc, să facă pe durul, eu zic că va fi cetățeanul mult mai repede îndreptat spre a face lucruri mai bune, pentru că asta în cazul unor chestiuni minore. Evident, exact. Sigur că da, nu putem să discutăm despre chestiuni majore ilegale care duc uneori la tragedii și duc în multe cazuri la tragedii, acolo nu avem ce să discutăm, sub nicio formă. Însă, dacă la omul de rând, în primul rând, instituția pe care o pomeneam, poliția, este un organ de prevenție, nu de represiune. În primul rând trebuie să faci muncă de prevenție, este mult mai important. Păi și este la rolul poliției să facă acest lucru sau este rolul familiei, este rolul școlii, este rolul întregului sistem din care facem parte cu toții până la urmă. Tu ești reprezentant al unei instituții respective. Tu trebuie în primul rând să-ți faci serviciul tău. Dacă ești polițist, trebuie să-ți aplici rolul tău de prevenție. Dacă ești medic, repet încă o dată, trebuie să discuți cu omul pas cu pas, ce se întâmplă, ce are, cum are, nu să-l tratezi cu repeziciune. Repet încă o dată, cu siguranță cadrele medicale sunt implicate în multe probleme, sunt implicate în munca și viața de zi cu zi prin profesia pe care o au. Ca la fel ca și profesorii, la fel la urmă urmei, să știți că orice cetățean care este implicat în viața publică și lucrează cu publicul nu este simplu, dar în primul rând să se gândească că dânsul trebuie să aibă acel cetățean o vocație de a discuta cu ceilalți cetățeni, cu semenii lui, că nu sunt altceva, repede, decât cetățenii și semenii tăi. Dar dacă eu mă duc, eu, Toma, vine cineva la cabinetul meu parlamentar și îmi spune, uite, am o problemă, cu siguranță sunt foarte multe probleme care nu țin de mine, dar în primul rând îl explici. Exact, asta e toată treaba. Nu pot să-i spun, mulțumesc pentru vizită, nu ține de mine, vă mulțumesc mult, la revedere, ne vedem cu alte probleme. Nu, nu așa trebuie tratat omul, sub nicio formă. Încerci să vezi de ce se leagă, de ce instituție problema dânsului, dacă este reală, dacă nu este reală, dacă nu are termeni reali. Să-i explice reprezentantul legal pentru acea instituție de ce nu are bază legală ceea ce cere omul respectiv sau problema nu are rezolvare legală. Dacă are rezolvare legală, de ce nu a fost rezolvată până acum? Și repet încă o dată, totul ține de oameni și se face cu oameni. Din moment ce au fost atâtea investiții, au fost creșteri de salarii, se pare că nu doar banii reprezintă resursele, problemele în orice sistem din România. Reprezintă și mentalitatea noastră de zi cu zi a românilor și poate ne formăm, că suntem tineri în democrație, avem doar 30 de ani, am trecut prin toate și chiar prin toate. Vedeți dumneavoastră ce a spus, se întâmplă tragedii legate și de problemele polițiștilor, se întâmplă violuri, se întâmplă crime, se întâmplă odioasa problemă a drogurilor de care am înțeles că nici spun medicii de specialitate, nici măcar persoanele care sunt la 50 de ani, cu câțiva ani mai mici decât mine, nu, cam asta este media, nu sunt total izolate de problemele astea a drogurilor, batele Dumnezeu și cine le-a fi inventat și la nivel internațional și cine le-a dus în țară, pentru că noi n-am avut așa ceva, niciodată probleme. Eram tineri, știu eu, poate ne mai distram, erau beam altele, viciile, un pic de alcool, era alcoolul, de ce să ne ferim, și țigările, însă nu erau lucruri bune nici ele, însă probabil că fiecare trebuie să treacă printr-o experiență, să dea ușor cu capul,
Dar dacă există un viciu care, și am înțeles că sunt mai nou niște droguri de 10-20 de ori, chiar ceva medicamente au fost furate de unde la un ATI de prin Cluj, sau nu, chiar tot pe mass media am văzut astăzi și ieri și nu știe cine a furat și acele medicamente tot anestezice sunt de vreo 30 de ori mai puternice ca și efect decât heroina. Iar altele, chiar discutam cu un șef de reprezentant, de un director, conducător de deconcentrată pentru servicii sociale, un foarte bun manager de altfel, și mi-a spus că există și la nivel deja național și la nivel județean ceva drog artificial care se vinde cu 7 lei, îl iei o singură dată și ți-a creat dependență pe viață. Este ca și pe vremurile exact lui Ceaușescu. Pe vremea Ceaușescu se discuta, se făcea, nu știu, ceva alcool, țuică din pufoaică, din pufoaică, exact. Acea haină groasă, vătuită din combinat, o muiai, nu știu ce, după care o fierbeai și vapor respectiv dădea un alcool, cu care la rândul lui dădea un aer euforic, dar nu dădea dependență, strica ficatul, te termina, evident, în timp. Însă, dacă avem asemenea condiții, hai să punem cu toții umărul, să încercăm să facem ceva. Repet, nimeni, nici noi, nici rudele noastre, indiferent care ar fi aceleași, mai bune, mai depărtate, mai, nu suntem feriți. Atâta timp cât nu luăm o atitudine, și am mai discutat despre chestia asta, ne amintim foarte clar, cu toții, haideți, fraților români, că suntem România, treaba lor, alte țări, cum își gestionează problemele. Dar ați punctat un lucru foarte clar, totul pleacă de la educație. Deci, dacă în școală avem o educație solidă, o educație tot prin mentalitatea profesorilor transmisă elevului cu calm, cu prietenie, fiindcă profesorul de multe ori este văzut așa ca un șef care vine și face ordine, nu neapărat, sunt și profesori care sunt aproape de elevi, care sunt percepuți aproape de sufletul elevilor și de multe ori elevii vorbesc cu profesorii mai mult decât vorbesc acasă. Dar da, și familia are un rol primordial în tot ceea ce se întâmplă. Absolut, în societate. Absolut, sunt factori esențiali dacă ne dorim o societate educată, sănătoasă și în siguranță. Chiar aș vrea să discut și pe forumuri și pe discuții cât mai clare care ar fi soluțiile pentru combaterea flagelului ăsta cu drogurile în principal. Este o problemă pentru la nivel mondial, din este păcate. O problemă este doar în România, doar în Europa. Nu contează ce este, dar nu putem nici așa să ne linge rănile și să stăm și să așteptăm să vedem ce mai veni, pentru că poate ar trebui se poate să fim distrusă... puțin mai atenți cum intră în țară aceste droguri. Să fim mai atenți cum intră în țară. Eu cred că, în primul rând, vedeți dumneavoastră, s-au dat niște legi mult mai dure, de eu nu văd că s-a schimbat nimic. Da, și eu sunt votantul acelor legi. Dar o lege trebuie să producă niște efecte benefice, în primul rând, în societate. Poate că nu este cea mai bună lege. Aș vrea să discut cu cât mai mulți specialiști, aș vrea să discut cu cei care sunt implicați direct în problemele respective, să spună și dânsii cum pot, cum văd lucrurile astea, cum le privesc. Trebuie niște programe mult mai concrete și am văzut că se demarează și la nivel de Ministerul Justiției niște programe antidrog, de fapt niște centre care să trateze, pentru că sunt tineri care n-au nicio vină și au ajuns acolo, nu că și-au dorit, nu și știu, nu discut condiții. Să fie internați într-o să fie incriminați din prima, sau n-ați văzut, incriminați cu, exact, sprijinul la lung. Trebuie discutată problema prohibiției în America cu alcoolul. Vă duceți aminte în perioada dinaintea primului război mondial, nu a dus la excluderea alcoolului, din potrivă. Dar se pare că... Au stârnit niște... imaginația exact. Oamenilor și mai mult. Exact. La fel se întâmplă și în cazul sigur acestor... Sigur ce interzis droguri. Este mult mai tentant. Nu spun că trebuie... Nu știu, habar nu am, că nu sunt specialist în problema asta. Dar trebuie făcut ceva. Trebuie făcut ceva pentru că observ și că se ajunge la o vârstă din ce în ce mai fragedă. Elev pe clasa a treia să fie cu ghiozdanul plin de droguri la școală. Dumnezeule, ajută-ne să ieșim din problema asta, că altfel nu știu cum vedem finalitatea. Chiar este foarte dur. Mesajul meu este clar și societatea a ajuns, nu știu, la un punct terminus în care cu toții, repet încă o dată, indiferent de poziție socială, indiferent de profesie, indiferent de grad de
educație, trebuie să luăm niște măsuri, trebuie să discutăm sincer unii cu alții, să vedem ce putem face. Și aici trebuie implicate mai multe instituții. Mai avem 5 minute din această emisiune și premierul României, Marcel Ciolacu, se află într-o vizită în Italia în această perioadă și a oferit câteva declarații, iar să ne întoarcem la pensii, la specialitatea dumneavoastră. Spunea domnul Ciolacu că soluționarea unui dosar de pensie ajungea în Italia la 2-3 ani și prin suplimentarea funcționarilor italieni, termenul este acum de 3-4 luni. De fapt, știți ce se întâmplă? În România să avem, concret, cumva, sau am avut cel puțin sunt foarte problemă. Mulți cetățeni care lucrează, știm cu toții, cred că Italia este țara cea mai populată de români, de aceea și preferat să fac o vizită premierul Marcel Ciolacu, să se întâlnească cu diaspora. A fost la o întâlnire cu primarul Romei, ați văzut, a fost la o întâlnire cu foarte mulți români, a fost primit de Giorgia Meloni, care premierul Italiei, care a spus că cele două popoare au origine comună, au multe elemente culturale, cele mai mari investiții sunt ale Italiei în România, foarte multe schimburi comerciale între România și Italia, în top 3 în ceea ce se întâmplă cum în comerțul României. Cum stăm noi în ceea ce privește soluționarea dosarelor de pensie? Repet, încă o dată, ce se întâmpla de fapt? Cei care aveau vârstă de pensie și își completau ani din România, pentru că nu toată lumea a lucrat anii suficienți în Italia sau în România, și completau anii din România cu anii din Italia, fiind o populație de peste 1 milion de români în Italia, fiind foarte multe pensii de calculat, era țara care trimitea informațiile respective prin ceea ce însemna contribuțiile lor la sistemul public de pensii, că suntem în Uniunea Europeană acum la toți, era țara cu cele mai mari probleme. Era țara care trimitea astăzi scrisoarea și ajungea abia peste un an. Pentru că italienii n-au fost pregătiți la vremea respectivă, oficiile lor pentru emigranți, pentru ceea ce însemna muncă din afara Italiei, n-au fost pregătite. Ei, Marcel Ciolacu a prezentat un program și a exprimat toată disponibilitatea de a angaja cât mai mulți oameni, evident, pe probleme concrete de pensii, de recalculare. Lucru care s-a întâmplat și în translator, da, știu, doar că nu au experiența suficientă pentru a putea. În primul rând, acele acte oficiale transmise de către statul italian trebuiesc traduse. Unul la mână. Doi, după aceea trebuiesc interpretate. Trei, trebuiesc confirmate din nou de către statul italian și abia apoi puse în practică. Este nevoie de mai mulți lucrători, este nevoie și un pic de voință, pentru că nu știu cum ne tratau și acolo. Hai să fim sinceri. Azi, românii ăștia s-au obișnuit să ducă mult în spate. Atunci a fost nevoie de intervenția premierului României să meargă cu probleme concrete, să meargă prin discuțiile care le-a avut și Ministerul Muncii din România cu Ministerul Muncii din Italia și să pună pe concret toate problemele. Pentru că am stat de vorbă și cu președintele Casei Naționale de Pensii Publice, care m-a asigurat că la 1 septembrie vor fi gata și în plată toate dosarele, vor fi luate toate condițiile care n-au fost luate până acum, premier, duminici lucrate, sărbători legale, acord global, tot ceea ce a însemnat sporuri primite de-a lungul timpului și care n-au avut un caracter permanent, toate vor fi luate la calcul și procedura de lucru este gata deja pentru 95% dintre dosare în țară. Nu mi-a dat date concrete despre județul Hunedoara pentru că m-a discutat. Poate o să în le termen general, în o să mai întreb, sigur că da. La 1 septembrie, repet încă o dată, se vor mări substanțial pensiile mici și foarte mici și pensiile medii vor avea o creștere destul de bună. Despre pensiile mari, de multe ori, să fim sinceri, pensiile mari și foarte mari, vor primi mult mai puțin la mărire sau poate unele deloc, pentru că nu intră în acea grilă. Deși au primit deja toate sporurile și atunci trebuie reparate 5-6 mii de lei, 8 mii de lei. Vedeți că sunt pensii și peste 10 mii de lei. Acolo discutăm. Dar vă mai și dau județul Hunedoara are printre cele mai mari pensii la nivel. Județul Hunedoara este pe primul loc în țară la media pensiilor. Este unul atipic pentru că a fost un județ cu industrie grea, industrie siderurgică, minerit, energie, care s-a produs aici valoare adăugată mare și salariile au fost mari și grupele de muncă au fost bune și atunci e normal să-și primească
pentru ceea ce au lucrat. Dar, ultimul minut, repet, domnule Toma. Încă o dată, mai vreau să vă mai spun că Partidul Social Democrat nu aderă la cea idee a PNL-ului de a crește suprataxarea pentru pensiile mai mari de 4.000 de lei. Partidul Social Democrat, prin programele care le-a luat, pentru prima dată avem o creștere transmisă de la Institutul Național de Statistică a salariului național mediu net de peste 1.000 de euro. Deci atingem 1.000 de euro cu un an mai repede decât ceea ce ne-am propus pentru a discuta programele în Uniunea Europeană. Prețurile, tot de la Institutul Național de Statistică, au crescut cu 1% în ianuarie 2024, ceea ce și numai la produsele de lux, pentru că dacă luăm făină, zahăr, ulei, aici prețurile au scăzut. Deci, încă o dată, vă transmit cu toată seriozitatea și concretul puterii unui politician de a lua niște decizii că programele care au fost de plafonarea prețurilor la energie și la principalele alimente de bază nu au dus decât la creștere economice, au dus la creșterea puterii de cumpărare, în primul rând pentru cei mici, cu venituri mici și foarte mici. Salariul mediu net a crescut la concret cu 8,7% într-un an, iar mediu pentru salariile minime a fost o creștere de 15,5% pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Deci, câte sunt date concrete, sunt date luate de la Institutul Național de Statistică, date pe care se vor baza și se bazează și politicile economice europene și politicile economice ale României. Cam așa stau lucrurile. Suntem la final de emisiune, domnule deputat. Prea repede, întotdeauna prea repede trece timpul. Discutat, dar vă mai așteptăm atunci când ajungeți în județ, când veniți aici la Hunedoreni, să discutați și cu ei, bineînțeles, și să veniți în fața lor pentru a le mai spune. Vreau să vă transmit că politicile social-democratele, Partidul Social-Democrat, sunt pentru oamenii de la baza piramide, pentru oamenii cu venituri mici și foarte mici. Salariul minim va crește la 3.700 de la 1 iulie 2024 și încă o dată va crește la 4.000 de lei de la 1 ianuarie 2025. Se pregătește baza legală și programele respective și veniturile României trebuie să fie în concordanță cu ceea ce vrem noi, creșterile salariale. Și iată, ajungem la ceea ce am spus, ca salariul minim net să reprezinte peste jumătate din ceea ce înseamnă salariul mediu net la nivelul țării. Este și un concept european, este și un concept care a fost negociat și acceptat de către toate statele Uniunii Europene pentru creșterea nivelului de trai al tuturor cetățenilor. Ce nu mai avem? Nu mai avem timp. Nu mai avem timp. Dumnezeu să ne ajute să se întâmple și lucruri bune, să venim și să discutăm despre lucruri bune și concret în tot ce se întâmplă în viața oamenilor și a județului Hunedoara în primul rând. Mulțumesc tare mult pentru prezență, domnule Toma. Vă mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Să aveți o după masă frumoasă și rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!